bătut, a venit fosta nevastă și a bătut. N-a mai bătut la ușă, că el se înțelegea bine și cu fiul meu, se înțelegea foarte bine cu el. Nu știu de ce n-a cerut ajutor, nu știu. Poate că n-a mai putut, că a fost căzut jos din pat și era operat, avea aparat la inimă, demuța. Păcat. Chiar păcat. Era un om cu minte, un om bun. Seara zilei de vineri, 8 noiembrie, polițiștii pitășteni au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 62 de ani a fost găsit decedat într-un apartament din municipiul Pitești. La fața locului s-au deplasat polițiștii secției 3, care au stabilit că cele sesizate se confirmă, iar cercetările au fost preluate de polițiștii Biroului Investigației Criminale Pitești. Din primele cercetări s-a stabilit că trupul neînsuflețit nu prezenta urme de violență, iar pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor în cauză a fost întocmit un dosar penal, conform articolului 192 din Codul Penal, iar pentru stabilirea cauzelor decesului, în cauză a fost dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale.